Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod de Heroes Heroes. Scuzați-mă că n-am postat ieri, dar am uitat, nu știu cum se poate să uit să postez, dar e cam tare sunetul. Dar am uitat pur și simplu și să știți că Andrei Luca, îi Luca 5, la care tot comentează și mă jură, nu e un ăsta, un da, așa e bine, nu e un abonat sau un om care se uită pe YouTube, el îi, să știți. Da, și trebuie să vă dau, de fapt, nu să vă anunț, trebuie să vă arăt ceva imediat, numai să văd ceva. Asta. M-am mutat într-o nouă echipă. Bine, nu m-am mutat permanent. Isengard, cred că se citește. Și imaginați-vă că eu când am venit, am avut level 45. Imediat am level 49. Da, îi ceva. Cred că o să atac la misiunile astea, de exemplu. What? Mama, ați văzut ce... păcat. Asta. Asta clar nu mi-l trebuie. Asta. Nu. No. Dar totuși îl păstrez. Așa. Și cred că azi o să mă bag la antrenamente. La greu. Am vorbit și cu what the fuck, cu ăsta, cum îl cheamă? O secundă că nu vreau să uit. Că eu tot eu le-am spus la, i-am spus și la Tăgud că rămân în echipa lui, numai că asta. Bă, eu plec din echipă cu primit. Plec din echipă și cu celelalte, nu vreau să o ia ca pe o amenințare. Dar i-am spus că tu nu vrea numai să aibă ăsta. Uitați ce slabă în puii mei la level 4-6. Lejer o fac. Adică pe bune. Bine, fiecare cum vrea. Mi se pare exagerat. Cred că șobotul nu mă joc de caracter, dar... Cât mai am până fac? Deci... Mai trebuie 3000 de experiență. Da. Așa. Luca 5. Asta e contul lui Luca 4, să știți. Mă, n-am ce zice. S-a crescut destul de șmecher pe el. Bravo lui, dacă se poate. Scuzați-mă, dar sunt foarte obosit. Azi m-am trezit la ora 1. N-am mai putut să dorm. Bă, dar cum, mă, că am avut la toate mai mare. No, bine. Așa, Alex Rodoi. A, ce mai are un cont?
Mega, ti amo. Chica. Maxi Rapael. Mă, sincer, să fiu, nu-i chiar așa de bun la levelul 122, mi se pare extrem de slab. Adică, când o să am levelul... Bă, imaginați-vă că acum am level 42 și am 50 la toate, 500, pardon. Zicem că la level 100 am, o să am 105, o să am 1000 și ceva la toate, sigur. Uitați, vedeți, am plus la toate, înseamnă că... Așa. Ignoră. Parcă pe ăsta l-am avut în echipă. Cred că e cel mai slab. Nu, mă, are level 50, nebunul. Dar tot e slab pe lângă mine, level 50 și sareți în halul ăsta. În fine, n-am să judec pe nimeni. Ok, am revenit. A venit cineva la mine și de aia am băgat pe pauză. Sper că nu s-a auzit în filmare. Ah, ce de ajutor am, ui, 4 minute și 30 de secunde în loc, în loc de 5. Nu văd ce rost are să-ți pui numele așa, șefi. Create Big Dennis 2 și nu știu ce. Echipa în care îs... echipe, pardon. E pe loc... E pe locul 6. 6-6-6. Prima dată am fost în echipa asta, dar vezi, doamne, ce a enervat-o pe asta, că de ce, doamne, am eu pat, nu, trei conturi. Da. Bă, serios, haideți să ne uităm la echipa noastră, așa. O pierdut la asta, o pierdut la asta. Bă, la Vronx ăsta, hai să ne uităm la... Doamne, inactivi. Friends, hai să ne uităm la asta. Mă, vă dați seama ăla la level 47 nebunul cât de bun e. Îți vă spun eu că l-aș băga bani în cont. N-are cum să fie așa de bun. Adică eu la level 79 cred că arătam un pic mai bun ca el. Un pic. Hai să dăm următorul ero. Fa, cum sareți așa la level 86? Oh my god. Sincer să fiu, mi-e rușine să fiu în ghilimele în echipa asta, mă. Cum să ții membrii de ăștia 86 și chiar așa? O să mă uit imediat pe profilul lui. Altul, doamne, fer, frate, vorbesc serios.
Dăm următor. Mă, dacă și următorul arată așa, mă spânzur. Zici că are ceva aici. Ai, Doamne. A pierdut în fața ăstora. Haideți să vedem dacă putem vedea primul atac. Hai să vedem la roboții. N-a avut nu știu ce. Doamne, dacă vă puteți imagina, na, cum... Sunt unii copii la mine la bloc care țipă, frate, dar țipă, nu glu... De exemplu, am o fată, o strigă pe masa că... Mami, mami, că nu știu că unul, Denis, a făcut nu știu ce. Deci îmi vine câteodată, frate, să mă duc la ei. Deci până aici înțeleg ce vorbesc, ei perfect. Alta zice, uite, la ea zice nu știu ce. Oh my god. Cred că am să vin în echipa asta mega tia. Da. O să mă mai joc eu off-camera. Nu uitați, dacă v-a plăcut și vreți să continuăm, să apăsați butonul de like și noi vom continua data viitoare. Pa, pa!